this is very special. E o ocazie foarte specială pentru mine. Not many times have I preached at 2:30 in the morning on a Tuesday, on a Wednesday. Nu de foarte multe ori am predicat la ora a doua dimineața, miercurea. And it's certainly worth it to be able to have this time with you tonight. Dar cu siguranță se merită să petrecem împreună timpul acesta în această seară sau dimineață pentru mine. If you've got your Bibles, you might like to turn with me to 1 Samuel chapter 30. Dacă aveți Bibliile la dumneavoastră, vă rog să deschideți împreună cu mine la 1 Samuel chapter 30. La capitolul 30. While you're looking it up, I recognize some of those faces, Adi. It's been a long time since I've seen you in Taumachu. În timp ce deschideți acolo, recunosc câteva fețe pe Adi. A trecut mult timp de când nu te-am văzut la Taumachu. And many other faces I remember, and maybe some of you remember mine. Multe alte chipuri pe care mi le amintesc, poate și voi vă aduceți aminte de mine. I have many precious memories of my time in Taumachu. Am multe amintiri frumoase din momentele petrecute la Taumachu. When I first came in 1992, we were meeting in the old building. Când am venit prima oară în 1992, ne întâlneam în clădirea veche, în adunarea veche. And then, of course, in the new building. Și apoi, bineînțeles, în clădirea nouă. And it's been a while since I've been able to come to Taumachu. Și a trecut ceva timp de când am mai putut veni la Taumachu. And I've been invited many times, but my times in Romania these days are quite short. Deși am fost invitat de multe ori, timpul meu petrecut în România acum este destul de scurt. For the last 3 years, I've been spending most of my time in Tasmania caring for my elderly mum. Ultimii 3 ani mi-am petrecut marea parte a timpului în Tasmania, având grijă de mama mea care este în vârstă. But the government allows her to stay in respite or care for 9 weeks of the year. Dar guvernul îi permite să petreacă și câteva săptămâni pe an undeva ca la o stațiune. And so she has a holiday there and I get a chance to come back to Romania and visit my friends in other places. Așa că ea are un concediu acolo și atunci eu am timp să vizitez prieteni din alte părți. And so I still keep contact with some people from Taumachu, Adi and Moni Dan, I still visit in Barcelona. Încă păstrez legătura cu unele persoane din Taumachu, cu Adi și Moni Dan, care sunt în Barcelona acum. Some of you may remember Flori from the orphanage. Unii dintre dumneavoastră poate vă aduceți aminte de Flori de la orfelinat. She married one of my very good friends, George Bobolots from Cugir, and I preached at their wedding a few years ago. S-a căsătorit cu un prieten bun de al meu, George Bobolos din Cugir, am predicat la nunta lor acum câțiva ani. And so many times I meet up with people from Taumachu and I remember you and those precious times together. De multe ori mă întâlnesc cu persoane din Taumachu, mi-aduc aminte de voi și de momentele acelea prețioase petrecute împreună. Hopefully there'll come a time in the future when we can spend some time together face to face. Și sperăm să vină vremea în viitor în care să putem petrece timp împreună și față în față. I look forward to that day. Aștept cu nerăbdare ziua aceea. I wonder if you've ever been lost. Mă întreb dacă vi s-a întâmplat vreodată să vă pierdeți. It's a bit harder these days because we have GPSs to show us where to go. În vremurile noastre e mai greu să te pierzi pentru că avem GPS-ul care ne arată unde suntem, unde să mergem. But sometimes they do a good job at getting us lost too, don't they? Dar uneori și GPS-ul se pricepe de minune să ne rătăcească, nu e așa? One time I got lost when I was in the jungle in Papua New Guinea. M-am pierdut și eu odată când eram în jungla din Papua Noua Guinee. It's quite embarrassing because I was only about 5 or 10 minutes from my house. Și e jenantă situația, deoarece eram doar la 5-10 minute distanță de casa mea. 5 minutes, actually. 5 minute, de fapt. One of my friends had invited me to go and stay with him in his village for the weekend. Un prieten de-al meu m-a invitat să mă duc să-mi petrec cu el sfârșitul de săptămână în satul lui. So on the Saturday afternoon, I got ready to go. Așa că sâmbătă după amiază m-am pregătit de plecare.
And we had a huge rainfall, a very big tropical rainfall. Și a venit o ploaie din aceea tropicală, foarte mare, puternică. And so I walked down to the river. Așa că a mers până la râu. And when I got to the river was already in flood. Și când am ajuns la râu, râul era deja inundat, era umflat. So there's no way that I could cross. Așa că nu exista nicio modalitate de a trece râul, de a-l traversa. But I knew that there was another track, that if I could get to it, then I could go around another way to get to his village. Dar știam că există o altă potecă și dacă ajung la ea, pot să ajung în satul prietenului meu pe un alt drum. But to get to the other track, I had to go about a couple of minutes through some very tall grass. Dar pentru a ajunge la cealaltă potecă, trebuia să merg vreo câteva minute printr-o iarbă foarte înaltă. They call it elephant grass because it's as tall as an elephant. Ei o numesc iarba elefant pentru că e înaltă cât un elefant. So I started walking through this tall grass. Așa că am început să merg prin iarba asta înaltă. And something made me stop and I turned one way or the other. Ceva m-a făcut să mă opresc, m-am întors într-o parte, în alta. And then suddenly I realized that I didn't know which direction I was going in. Și dintr-o dată mi-am dat seama că nu mai știam în ce direcție trebuie să merg. Here I was 5 minutes from my house. Iată-mă la 5 minute distanță de casa mea. And I was lost in this elephant grass. Și eram pierdut în iarba asta elefant. I couldn't find the track. Nu mai puteam găsi poteca. I'd lost my way. Îmi pierdusem drumul. In 1 Samuel chapter 30, în 1 Samuel capitolul 30, we read about a time in David's life when he lost his way spiritually. Citim despre o perioadă în viața lui David când și el și-a pierdut drumul, s-a pierdut din punct de vedere spiritual. The scriptures actually tell us it was for 1 year and 4 months, 16 months, he was away from the Lord. He was off the track. Scriptura ne spune că timp de un an și 4 luni, el a fost pierdut, a fost departe de cale, de poteca bună. He was not walking with the Lord. El nu mai umbla cu Domnul. If you look back over in chapter 27, we see some possible reasons why David got off the track. Și dacă întoarcem înapoi în capitolul 27, vedem câteva motive posibile pentru care David s-a bătut de la cale. In verse 1 it says these words, but David thought to himself or said in his heart. Versetul 1 spune David și-a zis în sine sau David și-a zis în inima lui. This was his first mistake. Aceasta a fost prima lui greșeală. David began to talk to himself rather than talking to God. David a început să vorbească cu el însuși în loc să vorbească cu Dumnezeu. He listened to his own voice rather than God's voice. A ascultat de glasul lui în loc să asculte de glasul lui Dumnezeu. And that's a dangerous thing to do once we stop talking to the Lord. Și acesta este un lucru periculos pe care îl facem odată ce încetăm să vorbim cu Domnul. Once we start talking to ourselves, odată ce începem să vorbim cu noi înșine, we can easily get off the track. E foarte ușor să ne abatem de la cale. In verse 1 of chapter 27, we see a second reason maybe why David got off the track. Apoi tot în versetul 1 din capitolul 27 vedem un al doilea motiv posibil pentru care David s-a bătut de la cale. David says to himself, "One of these days I will be destroyed by the hand of Saul." David și-a zis în sine, voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. David became pessimistic and negative in his thinking. David a devenit pesimist și negativist în gândirea lui. One of these days I'm going to be destroyed by Saul. Saul is going to get me. Într-o zi voi pieri ucis de mâna lui Saul. Saul va pune mâna pe mine. He's going to kill me. Saul mă va omorî. Who's this saying these words? Who's talking? Cine spunea aceste cuvinte? Cine vorbea aici? This is David. Era David. This young man who killed a bear and a lion with his bare hands. Chiar tânărul care a omorât un urs și un leu cu mâinile goale. This is this young man who stood against Goliath and killed him and the enemies of the Philistines.
Același tânăr care a mers împotriva lui Goliat și l-a omorât pe el și apoi a fugărit armata filisteană. This is David who led the Israelites against the Philistines into victory many, many times. Același David care a condus armata israeliană împotriva armatelor filistene de multe, multe ori. Now he begins to talk to himself. Dar acum a început să vorbească cu el însuși. He's fearful. He says, Saul is going to kill me. He's going to get me. Se temea și a spus, Saul va pune mâna pe mine. Saul mă va omorî. When we stop talking to God about our problems, atunci când încetăm să mai vorbim cu Dumnezeu despre problemele noastre, things look very black, very negative, very pessimistic. Lucrurile par foarte negre, foarte negative și foarte pesimiste. A third reason we see why David probably got off the track. Un al treilea motiv posibil pentru care David s-a bătut de la cale. He begins thinking in a wrong way. Este că a început să gândească într-un mod greșit. And so he says, the best thing I can do is to go to the land of the Philistines. Și spune, cel mai bun lucru pe care îl pot face este să mă duc în țara filistenilor. He talks to himself, starts making his own plans. Deci, vedeți, vorbind cu sine însuși, începe să-și facă planuri singur. Who were the Philistines? These were the enemy of Israel, the enemies of David. Cine erau filistenii? Aceștia erau dușmanii poporului Israel, erau dușmanii lui David. Goliath was a Philistine. Goliat era filistian. And so he goes to the land of the Philistines, he goes to the king, a man called Achish. Așa că se duce în țara filistenilor, se duce la un împărat numit Achish. And he explains to Achish his situation and he asks Achish if he could live in the land somewhere. Îi explică lui Achish situația lui și îl întreabă dacă poate locui undeva în țara lui. And Achish gave him the town of Ziklag to live in. Și Achish i-a dat orașul Ziklag ca să locuiască acolo. In the next few chapters, two chapters, we see another way in which David got off the track spiritually. Apoi, în următoarele două capitole, vedem un alt mod prin care David s-a bătut de la cale din punct de vedere spiritual. He became deceptive. A devenit înșelător. I think in Romanian we have that wonderful word, șmecheru. Și românește aveți cuvântul acela minunat, șmecher. And this is what David became. Așa a devenit David. He would go and visit King Achish. Se ducea să-l viziteze pe împăratul Achish. And Achish would say, oh, what have you been doing, David? Și Achish îl întreba, ce ai mai făcut, David? And we read that David would say, oh, I've been in this area and that area. Și citim că David îi spunea, oh, am fost în zona cutare sau în zona cutare. But he never told the truth to Achish. Dar niciodată nu îi spunea adevărul lui Achish. Because he'd actually been going into different areas and destroying villages, killing people. Pentru că ceea ce făcea David în realitate era să meargă în diferite zone ale vrăjmașilor și să omoare oameni și să distrugă sate și orașe. Achish had such a high view of David. Dar Achish avea o părere așa de bună despre David. He made, for example, David his bodyguard for life, we read in chapter 28. De exemplu, citim în capitolul 28 că l-a făcut pe David bodyguardul lui pe viață. He says in verse 3 of chapter 29, I find no fault in this man. În capitolul 29 cu versetul 3, Achish spune despre David, n-am găsit nici cel mai mic lucru de care să-l învinovățesc pe David. In verse 9 he says he's like an angel of the Lord to me. În versetul 9 spune el este ca un înger al lui Dumnezeu înaintea mea, este pentru mine. David was successful in deceiving the king. David a reușit, a avut succes în a-l înșela pe împăratul Achish. But the king's generals in the army were not so deceived. Dar generalii împăratului și soldații împăratului nu erau așa de înșelați, nu s-au lăsat înșelați. We read that King Achish wanted to take David into battle with him. Citim că împăratul Achish a vrut la un moment dat să-l ia pe David într-o luptă cu el. But his generals said to him, we're not going to serve with this man. Send him home.
Generalii au spus, noi nu vom lupta alături de omul acesta, trimite-l acasă. And so this is what happened. The king sadly sent David and his men back to their village. Și asta s-a și întâmplat. Cu tristețe, împăratul Achish l-a trimis pe David înapoi în satul său. For 3 days, David and his men walked back to their village, Ziklag. Și timp de 3 zile, David și cu oamenii lui au mers pe jos înapoi până la localitatea, la satul lor, Ziklag. They must have felt excited. They were going to see their families again. Și probabil că erau entuziasmați pentru că aveau să-și vadă din nou familiile. And as they got nearer and nearer, they must have that excitement must have increased. Și cu cât se apropiau mai mult de Ziklag, probabil cu atât mai mult creștea bucuria și entuziasmul lor. As they got nearer, they probably saw smoke rising over the hills from what they thought was their wives cooking, maybe. Și apropiindu-se, vedeau probabil fum cum se ridica și ei credeau că de la casele lor, soțiile lor, găteau. I'm sure they expected to hear the noise of their children playing as they got closer. Sunt sigur că apropiindu-se așteptau să audă zgomotele și gălăgia copiilor care se jucau. But as they got closer, they didn't hear anything, there was silence. Dar când au ajuns tot mai aproape, nu se auzea nimic, ci era o liniște, o tăcere. And what they thought was smoke from their wives cooking was actually smoke from their houses that had been destroyed and burnt. Și ce credeau ei că este fumul din sobele de gătit ale soțiilor lor, era de fapt fumul care se ridica de la casele lor arse. Because when they arrived home, all they saw was a scene of devastation. Pentru că atunci când au ajuns acasă, tot ce au văzut era o scenă de dezastru, de devastare totală. The Amalekites had attacked their village. Amaleciții atacaseră satul lor. They burnt the village to the ground. Au ars satul din temelii. Their wives, their children, their possessions, their cattle had all been taken. Soțiile, copiii, vitele, averile lor, toate au fost luate. All they saw was devastation. Și tot ce au văzut ei era o devastare totală, o pustire. And in verse 30, we read their reaction to what they saw. În versetul 30 citim reacția lor, în capitolul 30 citim reacția lor la ceea ce au văzut. In verse 4 we read these words. În versetul 4 citim aceste cuvinte. So David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. Atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. They wept until they could weep no more. Au plâns până n-au mai putut plânge. Their first reaction was a very natural reaction. Prima lor reacție a fost o reacție foarte firească. A very emotional reaction. O reacție foarte emoțională. Their wives, their children, their cattle, their things had all been taken away. Copiii, vitele, lucrurile lor, toate au fost luate. They cried until they could cry no more. Așa că au plâns până n-au mai putut plânge. Many times in our circumstances, our first reaction to a difficult situation is an emotional one. De multe ori și în circumstanțele noastre, prima noastră reacție normală este o reacție emoțională. David and his men were big, tough soldiers. David și oamenii lui erau niște soldați puternici, duri, aspri. But this scene of devastation caused an emotional reaction. They cried until they could cry no more. Această scenă de devastare a produs o reacție emoțională în ei. Au plâns până n-au mai putut plânge. And God made us emotional people. Și Dumnezeu ne-a făcut, ne-a creat ca oameni, ca persoane emoționale. I've spent most of my life in, not in Australia, but in Papua New Guinea and Romania. Mi-am petrecut cea mai mare parte a vieții mele nu în Australia, ci în Papua Noua Guinee și în România. And in both countries, in Romania, you show your emotions very well. Și în ambele țări, voi în România vă arătați sentimentele, emoțiile foarte bine, vi le exprimați. In Australia, we're taught not to show our emotions as men. În Australia, noi suntem învățați să nu ne arătăm sentimentele ca bărbați.
Real men don't cry. Bărbații adevărați nu plâng. I remember as a child, if I fell over and hurt my leg. Mi-aduc aminte când eram copil, dacă mă împiedicam, cădeam și mă loveam la picior. And I started to cry. Și începeam să plâng. My mum would pick me up and say, stop crying, be a man. Mama mă ridica și îmi spunea, nu mai plânge, fii bărbat. Big boys don't cry. Băieții mari nu plâng. David and his men, they were big boys, but they cried until they could cry no more. David și bărbații lui și oamenii lui erau băieți mari, dar au plâns până n-au mai putut plânge. The Bible makes it clear that it's okay to show our emotions. Și Biblia ne spune clar că nu e nicio problemă, nu e nimic greșit în a ne arăta sentimentele. Ecclesiastes teaches us, for example, that there is a time to laugh, there is a time to cry. Și cartea Eclesiastul, de exemplu, ne învață că este o vreme pentru plâns și este o vreme pentru râs. Our Lord Jesus Christ, when he was here on this earth, showed his emotions. Domnul nostru Iisus Hristos, când a fost aici pe pământ, și-a arătat sentimentele. He showed his grief and his sadness at the death of his friend Lazarus, for example. Și-a arătat durerea și suferința la moartea prietenului său Lazar, de exemplu. Doctors tell us that crying is good for us. Și doctorii chiar ne spun că plânsul este benefic, ne face bine. It releases chemicals in our bodies that make us feel better. Că ele liberează anumite substanțe chimice din organismele noastre care ne fac apoi să ne simțim mai bine. I've heard ladies sometimes say, all I need is to have a good cry and then I'll feel better. Am auzit femei spunând uneori, trebuie doar să plâng bine și apoi o să mă simt mai bine. David and his men had a natural reaction, an emotional reaction. David și oamenii lui au avut o reacție firească, o reacție emoțională. They cried until they could cry no more. Au plâns până n-au mai putut plânge. Then David and his men had two different reactions. Dar apoi David și oamenii lui au avut două reacții diferite. David had one reaction. David a avut o reacție. His men had another reaction. Și oamenii lui au avut o altă reacție. We see in verse 6, we see that David's men wanted to kill him. Citim că oamenii lui David vorbeau să-l ucidă. They made plans to stone him. Făceau planuri să-l ucidă cu pietre. They became bitter in their spirits, we read. Citim acolo că toți erau amărâți în suflet. These men blamed David for their problem. Oamenii aceștia îl învinuiau pe David pentru problema lor. It was David's fault that the village had been destroyed, their wives and children and possessions had been taken away. Era vina lui David că satul lor fusese distrus, că soțiile, copiii și bunurile lor fusese luate. David's men looked for someone to blame and they blamed David. Lui David căutau pe cineva pe care să dea vina și l-au găsit pe David. But it was their choice to follow David. Dar la urma urmei a fost alegerea lor să-l urmeze pe David. They had a part in this problem. They volunteered to go with him. Și ei aveau o parte în problema aceasta pentru că de bună voie au ales să-l urmeze pe David. But they blamed David fully rather than accept that they were part of the problem. Dar au aruncat toată vina pe David în loc să accepte că și ei erau o parte din problemă. And we often do this, don't we? Și adesea și noi facem lucrurile acestea, nu-i așa? When we face problems or difficulties, atunci când ne confruntăm cu probleme, cu dificultăți, many times we look for other causes, we look to blame others for our problems. De multe ori căutăm alte cauze, căutăm să învinuim pe alții pentru problemele noastre. We fail to acknowledge or see our part in the problem. Și nu recunoaștem partea noastră în problemă. We see this right from the beginning with our first parents, Adam and Eve, don't we? De fapt, vedem lucrul acesta încă de la început, cu primii noștri părinți, cu Adam și Eva, nu-i așa? God made them and put them in the Garden of Eden. Dumnezeu i-a creat, i-a pus în grădina Eden. They enjoyed fellowship with God. He came down into the garden each day.
Ei s-au bucurat de părtășie cu Dumnezeu, Dumnezeu cobora în grădină în fiecare zi. They walked together and enjoyed fellowship with God. Umblau împreună, se bucurau de părtășie cu Dumnezeu. And we know through their disobedience that sin broke that fellowship. Dar știm că datorită neascultării lor, prin neascultarea lor, păcatul a rupt părtășia aceea. And when God confronted them about their sin, și când Dumnezeu i-a confruntat cu păcatul lor, remember what Adam said, oh, it wasn't me, the woman made me do it, Lord. Vă aduceți aminte ce a spus Adam? Oh, n-am fost eu, ci femeia m-a pus să fac asta, Doamne. And when God confronted Eve, she said, oh, the servant made me do it. Și când Dumnezeu a confruntat-o pe femeie, i-a spus, șarpele m-a făcut să fac asta, Doamne. They wanted to shift the blame. Vroiau să arunce vina. They wanted to blame someone else. Vroiau să învinuiască pe altcineva. I don't know if some of you remember, but when I first, I think it was in 97, one of my colleagues from Papua New Guinea, Awi, came to Romania. Nu știu dacă unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte, dar cred că 97 a fost unul din colegii mei, Awi, din Papua Noua Guinee, a venit în România. And Awi came from a different part of the country to where the Bible school is in Papua New Guinea. Awi venea, se trăgea dintr-o parte diferită a țării, de partea unde se află școala biblică. And in his particular language, there are no words for I am sorry. Și în limba din zona de unde se trage el, nu există cuvinte care să spună îmi pare rău. There are no words for it was my fault. Nu există cuvinte care să spună a fost vina mea. They don't have words for forgive me. De asemenea, nu au cuvinte care să spună te rog iartă-mă. And so they find it very difficult to say I was wrong, it's my fault. De aceea lor le este foarte greu să spună eu am greșit, a fost vina mea. One time when we were in Romania, I left him in Sibiu and I went to Bucharest to take someone to the airport. Și când eram împreună cu el în România, l-am lăsat la un moment dat în Sibiu pe el, iar eu m-am dus să duc pe cineva la aeroport în București. And while I was away, he lost the key to our apartment. Și cât eu eram plecat, el a pierdut cheia de la apartamentul unde locuiam. And so he went to a friend of ours, Lorel, some of you may remember her. Așa că s-a dus la o prietenă de-a noastră, Lorel, unii vă aduceți aminte. And she said, oh, Aoi, what's the problem? Și Lorel a întrebat, Aoi, ce s-a întâmplat? Care e problema? And he said, oh, the key is lost. Și el a spus, oh, cheia e pierdută. And she said, oh, you lost the key, did you? Și ea i-a spus, ai pierdut cheia, nu-i așa? And he said, no. Iar el a zis, nu. The key's lost. Cheia s-a pierdut, e pierdută. She said, well, you had the key, didn't you? So you must have lost it. Și ea i-a spus, păi, dacă tu ai avut cheia, înseamnă că ai pierdut-o tu. He said, no. El a zis, nu. The key's lost. Cheia s-a pierdut. And as much as she tried, she couldn't get him to admit that he had the key. He lost the key. Și oricât de mult s-a străduit, ea nu l-a putut convinge să zică, să recunoască că el a avut cheia și el a pierdut cheia. And sometimes we're a bit like that too, aren't we? Dar uneori și noi suntem cam așa, noi n-am dreptate. Yeah, we find it difficult to admit that we are often part of a problem. Ne e greu să recunoaștem că adesea și noi suntem parte din problemă. They also had a second reaction. De asemenea, oamenii au avut o a doua reacție. Not only did they want to kill him, nu doar că au vrut să-l omoare pe David, we also read that they became, each man became bitter in his spirit because of his sons and daughters in verse 6. Dar citim tot în versetul 6 că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. And this is what happens when we don't accept our part in our problems and our circumstances. Și asta se întâmplă atunci când nu ne acceptăm, nu ne recunoaștem partea noastră din problema în care ne aflăm, din circumstanțele în care ne aflăm. We can become bitter in our spirits. Putem deveni amărâți în duhurile noastre, în sufletele noastre. We can lose our joy in the Lord.
Ne putem pierde bucuria în Domnul. It's very easy to become bitter and angry inside. E foarte ușor să devii amărât și nervos, supărat înăuntru tău. Many times I've met Christians who have this really bitter attitude. De multe ori am întâlnit creștini care au această atitudine plină de amărăciune. Someone said something, someone did something. Cineva le-a spus ceva, cineva le-a făcut ceva. Some months ago, some years ago, 10, 20, 30 years ago. Câteva luni în urmă, cu câțiva ani în urmă, cu 10, 20, 30 de ani în urmă. But rather than forgive, they hold on to that problem. They refuse to accept that they are part of that problem. În loc să ierte, ei s-au ținut strâns de problema lor și au refuzat să accepte că și ei erau parte din problema aceea. They refuse to let go and they lose their joy and become bitter in spirit. Să renunțe la acele sentimente, așa că au devenit plini de amărăciune și de supărare în sufletul lor. This was the reaction of David's men. They refused to accept their responsibility. They became bitter. Aceasta a fost reacția oamenilor lui David. Au refuzat să-și accepte, să-și asume responsabilitatea lor. Au devenit amărâți. But David had a second reaction. He had a different reaction. Dar și David a avut o a doua reacție, dar o reacție diferită. Ziklag had been destroyed. Ziklagul fusese distrus. His wives and his children and his possession and cattle had been taken by the Amalekites. Toțiile, copiii, vitele, lucrurile lui fuseseră luate de amaleciți. His reaction was the first reaction was the same as his men. He cried until he could cry no more. Și prima reacție a lui David a fost asemănătoare cu a oamenilor săi, a plâns până n-a mai putut plânge. But rather than blame others, dar apoi, în loc să dea vina pe alții, rather than refuse to accept his responsibility for his part in the situation, în loc să refuze să-și accepte responsabilitatea lui și partea lui din situația aceea, rather than become bitter in his spirit, în loc să devină amărât în sufletul său, rather than look around at the circumstances, în loc să se uite în jur la circumstanțe, David looks up. David s-a uitat în sus. And we read at the end of verse 6, but David found strength in the Lord his God. Și citim la sfârșitul versetului 6, dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. David encouraged himself in the Lord. David s-a îmbărbătat în Domnul. What a contrast to his men's second reaction. Ce contrast, ce deosebire față de a doua reacție a oamenilor săi. David now looks up, he finds new strength in the Lord his God. David a privit acum în sus și a găsit o putere nouă în Domnul Dumnezeul său. David made a choice, a decision to find his strength in the Lord again. David a luat o decizie, a făcut o alegere să-și găsească din nou puterea în Domnul Dumnezeul său. He now comes back on the track. He begins to walk with the Lord again. David se întoarce acum înapoi pe cale și începe iarăși să umble împreună cu Domnul. David found strength in the Lord, his God, we read. David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeului. And the rest of the chapter gives us some evidences that David was finding his strength in the Lord, that David was walking with God. Restul capitolului ne oferă dovezi că David s-a îmbărbătat în Domnul și a găsit puterea în Domnul și a început iarăși să umble cu Domnul. The first evidence that he was finding his strength in the Lord, his God, comes in the next verse, in verse 7. Prima dovadă că își găsea puterea în Domnul Dumnezeul lui, o găsim în versetul următor, în versetul 7. We read that David goes to the priest, Abiathar. Citim că David s-a dus la preotul Abiatar. And we read that David inquired of the Lord. Și că David a întrebat pe Domnul. David wanted to know God's thoughts, God's will for him. David vroia să afle acum gândurile lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu pentru el. Before he was making his own plans, his own decisions. Înainte de asta, David și-a făcut singur planurile și a luat singur deciziile.
But now that he finds his strength in the Lord, dar acum că și-a găsit puterea în Domnul, now that he's back on the track with God, acum că era înapoi pe cale cu Domnul, he wants to know what God's will, what God's plan is. David vrea să afle care este voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. And one of the evidences that we are walking with the Lord, și una din dovezile că noi umblăm cu Domnul, one of the evidences that we're finding our strength each day in the Lord, una din dovezile faptului că ne găsim puterea în fiecare zi în Domnul, is that we're interested in finding out what God wants in our lives rather than what we want. Este faptul că ne interesează ce dorește Dumnezeu de la viața noastră mai degrabă decât ce ne dorim noi în viața aceasta. If we're truly walking with the Lord, we'll be concerned about knowing His plan, His will for our lives. Dacă umblăm cu adevărat cu Domnul, vom fi preocupați, vom dori să cunoaștem planul Lui și voia Lui pentru viața noastră. So I wonder if we are asking the Lord to show us His will each day. Așa că mă întreb dacă îl rugăm pe Domnul în fiecare zi să ne arate voia Lui pentru noi. Are we talking, for example, young people to the Lord about which school we should go to or which job we should have? Cei care sunteți mai tineri, îl întrebați pe Domnul la ce școală să mergeți sau ce serviciu să vă alegeți? Who is the one that you want me to marry? Sau, Doamne, care e persoana cu care dorești să mă căsătoresc? And as we get older, we should be asking questions, Lord, how do you want me to use the rest of my life? Și apoi, pe parcurs ce îmbătrânim, înaintăm în vârstă, să întrebăm, Doamne, cum dorești Tu să-mi folosesc eu restul vieții? How can I use my time, my resources, my money, my gifts for You? Doamne, cum pot să-mi folosesc timpul, resursele, banii, darurile mele pentru Tine? A person who's finding their strength in the Lord? O persoană care își găsește puterea în Domnul? A person who is walking with the Lord? O persoană care umblă cu Domnul? Is interested in knowing God's will. E interesată în a cunoaște voia lui Dumnezeu. They ask God to show them the way ahead. Și cere lui Dumnezeu să-i arate care este drumul înainte pe care să meargă. David told some of his men that they would go and find the Amalekites, and so they start to pursue the Amalekites. David a spus oamenilor săi că vor merge în urmărirea amaleciților și au pornit în urmărirea amaleciților. 200 of his 600 men grew tired. Dar citim că la un moment dat 200 din cei 600 de oameni ai lui au obosit. And so David said to those 200 men, you stay here and the rest of us, the other 400, we'll go and we'll chase the Amalekites, just as God David said. A spus celor 200 de oameni, voi rămâneți aici, iar eu împreună cu ceilalți 400 de oameni vom merge în urmărirea maleciților. And then we see a second characteristic of someone who is finding their strength in the Lord, who is walking with the Lord. O a doua caracteristică a unei persoane care își găsește puterea în Domnul și care umblă cu Domnul. We read that David shows kindness to a stranger. Citim că David dă dovadă de bunătate față de un străin. In verse 11, we read as they're going to pursue the Amalekites that they find an Egyptian in a field and they brought him to David, this man. În versetul 11, citim că pe câmp au găsit un egiptean pe care l-au adus la David. He'd been abandoned by his master because he was sick, it seems. Omul acesta fusese abandonat de stăpânul său pentru că se pare că era bolnav. He'd been left to die. Și a fost lăsat să moară acolo. In the past, David would have rejected an Egyptian. He would have left him there to die. He was useless to him. În trecut, David l-ar fi respins pe egipteanul acesta. L-ar fi lăsat acolo să moară pentru că nu era de niciun folos. But now he's walking with the Lord. He's finding his strength in the Lord. Dar acum David umbla cu Domnul, își găsea puterea în Domnul. And so he shows this man kindness. Așa că i-a arătat bunătate acestui om. Even though he didn't have anything to offer David, it seemed he showed kindness to this man. Chiar dacă omul acesta nu putea să-i ofere nimic lui David, David i-a arătat bunătate.
And this is one of the marks that we're walking with the Lord, that we're finding our strength in Him. Și aceasta este o caracteristică, o dovadă a faptului că umblăm cu Domnul și că ne găsim puterea în Domnul. That we show kindness to anyone, to strangers. Faptul că arătăm bunătate și arătăm bunătate oricui, chiar și străinilor. And this is not easy, is it? We know that it's one of the fruit of the Holy Spirit. Și lucrurile acestea nu este ușor, nu-i așa? Noi știm că bunătatea e o roadă a Duhului Sfânt. Maybe you do better at this than I do, but I find it difficult to show kindness to everyone. Poate că dumneavoastră vă descurcați mai bine ca mine în domeniul acesta, dar mie mi-este greu să arăt bunătate oricărui om. I know when I first came to Romania, I struggled with beggars coming to ask me for things or money. Știu când am venit prima oară în România, mi era greu să știu cum să mă port cu cerșetorii care tot veneau să-mi ceară bani. I didn't know how to react. Sometimes I gave, sometimes I didn't, but I didn't know how I made that decision. Nu știam cum să reacționez. Uneori le dădeam, alteori nu le dădeam, dar nu știam cum să iau decizia aceasta. At one time I had a good friend who was a beggar, or he became a friend. Un cerșetor mi-a devenit un prieten bun la un moment dat. I used to go to Kujira on the train to the young people there each week. Obișnuiam în fiecare zi să merg cu trenul la Cugir, la tinerii de acolo. And each week in Sebeș, a beggar would get on the train. În fiecare săptămână, când ajungeam la Sebeș, un cerșetor se urca în tren. And so I got to know him. Și am ajuns să-l cunosc. And he would open up the apartment. El deschidea compartimentul unde mă aflam. And begin to speak in a very strong voice with religious sort of talk to encourage people to give to him. Începea să vorbească cu glas foarte puternic și folosea un limbaj mai religios ca să-i convingă pe oameni să-i dea bani. And then he'd see me and wave. Și apoi mă vedea și îmi făcea cu mâna. And I would say to him, "Bună ziua, dumneavoastră." Eu îi spuneam, "Bună ziua, dumneavoastră." And everyone in the compartment would look. Wow! How does this man, white, this man, know this beggar? Și toată lumea din compartiment se uita și se gândea cum de-l cunoaște omul ăsta pe cerșetorul ăsta. Why would he call him dumneavoastră? Și de ce se spune dumneavoastră? But it was good fun that we had between each other. Dar era așa o situație amuzantă pe care noi o împărtășeam unul cu altul. I used to come back from Kujir late at night and I would catch the train in Shibot. Seara târziu mă întorceam de la Kujir și luam trenul la Shibot. And I remember one night he was catching the same train back to Sebeș while I was going to Sibiu. Și mi-aduc aminte că într-o seară și cerșetorul acesta era în același tren înapoi la Sebeș, iar eu la Sibiu. And so we were talking for that short distance. Așa că am povestit în distanța aceea scurtă. And I thought, I've never really given this friend of mine any money. Și m-am gândit, nu i-am dat niciodată la prietenul ăsta niște bani. And so I got some lei out of my pocket to give him. Așa că am scos niște lei din buzunar să îi dau. And he said, no. He said, no, I never take money from my friends. Dar el a spus, nu, eu nu iau niciodată bani de la prietenii mei. I've never known a beggar to refuse money, but he obviously was my friend. N-am mai întâlnit niciodată un cercetător care să refuze banii, dar el îmi devenise prieten. It's difficult to be kind all the time, isn't it? E greu să arătăm bunătate tot timpul, nu-i așa? And I guess if there's a choice between being kind and not being kind. Și cred că dacă avem de ales între a fi bun și a nu fi bun, as Christians, we should choose to be kind, shouldn't we? Ca și creștini trebuie să alegem să fim buni. With wisdom too. Dar să o facem cu înțelepciune. A third way that we know that David was walking with the Lord again. Un al treilea mod din care ne dăm seama că David umbla iarăși cu Domnul. That he was finding his strength in the Lord his God. Că își găsea tăria în Domnul Dumnezeul său. Was that David had victory. A fost faptul că David a avut biruință. Because David had shown kindness to this man, this on the road dying. Pentru că David a arătat bunătate acestui egiptean pe care l-a întâlnit și care era pe moarte. He was able to take David to where the Amalekites were.
Egipteanul l-a dus pe David în tabăra amaleciților, acolo unde se aflau amaleciții. When he and his 400 men got there, the Amalekites were drinking, they were drunk, they were partying, they când were David, enjoying the spoils David, of their victory. Când David cu cei 400 de oameni ai lui au ajuns în tabăra amaleciților, aceștia beau, se distrau, își sărbătoreau prada pe care au luat-o. And we read that David and his 400 men fought for a whole day to defeat these Amalekites. Citim că David și cu oamenii lui s-au luptat o zi întreagă pentru a-i înfrânge pe amaleciți. And David won a great victory that day. Și David a câștigat o mare biruință în ziua aceea. He recovered everything that had been taken from him, his wives, his children, his possessions. A recuperat tot ceea ce-i fusese luat, soțiile, copiii, vitele, bunurile, totul. Because he was walking with God, because he inquired of God, doing God's will, David had victory. Pentru că David umbla cu Domnul, pentru că David a întrebat pe Domnul, a căutat și a dorit să facă voia Domnului, David a obținut biruința. There are times in our lives when everything seems to be against us. Sunt momente în viața noastră când parcă toate lucrurile sunt împotriva noastră, ne merg împotriva. Sometimes it seems that everyone is against us. Uneori ni se pare că toată lumea e împotriva noastră. But one thing is for certain, if we're walking each day with the Lord, dar un lucru e sigur și anume că dacă umblăm în fiecare zi cu Domnul, if we're finding our strength in Him, dacă ne găsim puterea și tăria în El, God is never against us. Dumnezeu nu e niciodată împotriva noastră. Romans 8 and verse 31 says, if God is for us, who can be against us? Romani 8 cu 31 spune, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? In verse 37 it says, now in all these things, we are more than conquerors. Și apoi în versetul 37 spune, totuși în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori. I don't know what problems and struggles, situations you're facing at the moment. Nu știu care sunt problemele, luptele, situațiile cu care te confrunți în momentul de față. But one thing I do know is if we are walking with the Lord. Dar un lucru știu sigur și anume că dacă noi umblăm cu Domnul, if we're finding our strength in Him, dacă ne găsim tăria în El, He wants to help us. El vrea să ne ajute. He wants to give us victory. He wants to make us more than conquerors in our circumstances. El vrea să ne ofere biruință, să ne facă mai mult decât biruitori în circumstanțele noastre. David knew victory because he was walking with God. He was finding his strength in the Lord. A cunoscut biruința pentru că a umblat cu Domnul și și-a găsit tăria în Domnul. A fourth and a final evidence that David was finding his strength in the Lord. A patra și ultima dovadă a faptului că David își găsea tăria în Domnul is that he was generous. E faptul că David a fost generos. We read that the 400 men and David went back to the 200 who were resting. Citim că David împreună cu cei 400 de oameni ai lui s-au întors înapoi la cei 200 de oameni care au rămas să se odihnească. And in verse 22, we read that these men didn't want to share with these other 200 who'd stayed behind what they had got back from their enemies. În versetul 22 citim că acești oameni n-au vrut să împartă cu ceilalți oameni, cu confrații lor, ceea ce au recuperat de la vrăjmașii lor. Their idea was, they stayed here, we did the fighting, we got the things back, it belongs to us. Ideea lor era aceasta. Ei au rămas acolo, noi am mers, noi am dus toată lupta, așa că nouă ne aparține tot ce am recuperat. But David, his response was different. Dar David a fost diferit, reacția lui a fost diferită. In verse 23, David says, în versetul 23, David a zis, no, my brothers, you must not do with what the Lord has given us. You must not do that, sorry. Să nu faceți așa, fraților, cu ce ne-a dat Domnul.
He has protected us and delivered into our hands the raiding party that came against us. Căci El ne-a păzit și a dat în mâinile noastre ceata care venise împotriva noastră. David is generous because he's walking with God. David era generos pentru că umbla cu Dumnezeu. He encourages the other men to share. Și a încurajat și pe ceilalți oamenii lui să împartă ce prada. We read that he shares all the spoils of war with the leaders in Israel. Și citim apoi că a împărțit prada de război și cu liderii Israelului. Generosity is a characteristic of a person walking with the Lord. Generozitatea este o caracteristică a unei persoane care umblă cu Domnul. And generosity is a characteristic I found of Romanians, for example. Am descoperit că generozitatea este o caracteristică a românilor. Very seldom do if I go to visit someone in their house. Foarte adesea dacă merg la cineva în vizită acasă, I always come away with a plastic bag. Întotdeauna plec de acolo cu o plasă de plastic. And inside will be some eggs or some apples. Și înăuntru sunt ouă sau mere. Or a jar of sakuska or vinete. Un borcan de zacuscă sau de vinete. I've experienced your generosity. Și am experimentat generozitatea voastră. And the generosity of brothers and sisters too, who have shared with me and shared in the work in Papua New Guinea. De asemenea, generozitatea fraților și surorilor care au împărțit cu mine ce au avut și au susținut și lucrarea din Papua Noua Guinee. Our God is a generous God, we read. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu generos, citim în Biblie. And this is a mark that we're walking with him when we too are generous. Și aceasta este o caracteristică a faptului că umblăm cu el atunci când și noi suntem generoși. David showed that he was walking with the Lord by being generous. David a arătat că umbla cu Domnul prin faptul că a fost generos. When I got lost in the jungle back in Papua New Guinea. Când m-am pierdut în jungla din Papua Noua Guinee. Do you know how I found my way out again? Știți cum mi-am găsit iarăși drumul? Well, for a while I kept going this way and that way and this way and just got more lost. Pentru un timp am mers în direcția aia, în direcția cealaltă și n-am făcut decât să mă pierd mai mult. But then I stopped. Dar apoi m-am oprit. I stopped and I listened. M-am oprit și am ascultat. And I could hear the river in flood not very far away. Și puteam auzi râul umflat nu foarte departe de unde eram eu. And so I moved towards the river. Așa că am mers în direcția aceea a râului. And I found the track again. Și am găsit din nou poteca. Tonight, God wants us to stop and to listen to his voice. În seara aceasta, Dumnezeu vrea să ne oprim și să ascultăm glasul lui. He wants us to know the track that he wants us to walk on. El vrea să cunoaștem calea pe care vrea să mergem. He wants us to find our strength in him each day. El vrea să ne găsim tăria în el în fiecare zi. I don't know what's happening in your life at the moment. Nu știu ce se întâmplă în viața ta în momentul de față. Maybe we've got off the track a bit. Poate că ne-am abătut puțin de la cale. Maybe we are on the track. Poate că suntem pe cale. But let's be like David and stay on the track. Dar haideți să fim ca David și să rămânem pe cale. Listening to God's voice each day. Ascultăm de glasul Domnului în fiecare zi. Not looking around at our circumstances and situations, as tough as they may be. Să nu ne uităm în jur la situațiile și la circumstanțele noastre, oricât de grele ar părea. But let's lift our heads up. Hai să ne ridicăm capetele în sus. Looking to the one who can help us in our circumstances and situations. Să privim la cel care ne poate ajuta în circumstanțele și situația în care ne aflăm. Let's each day, like David, be finding new strength in the Lord our God. Ca în fiecare zi, asemenea lui David, să ne găsim tăria în Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Amin.